Începând de astăzi, peste 100 de polițiști vor merge la centrul de transfuzii pentru a dona sânge. Acțiunea este menită și să sensibilizeze alte persoane să facă acest gest umanitar. În zilele trecute a ajuns la noi apelul conducerii centrului de transfuzii, prin care ne atragea atenția că au nevoie urgentă de a reface stocurile de sânge, rezervele de sânge la nivelul județului Buzău, așa că am încercat printre dispozitivele și planificările noastre de serviciu să venim în sprijinul buzăienilor și pe această cale, ceea ce sfătuim pe toți să facem. Suntem cu precădere preocupați în această perioadă de faptul că lipsesc sau că stocurile sunt reduse, stocurile de dezinfectanți, de măști, de alte materiale logistice. Numai în ultimul an, numărul donatorilor permanenți de la Buzău s-a înjumătățit. Mai mult odată cu pandemia de coronavirus, centrul de transfuzii se confruntă cu o criză fără precedent. Tocmai de aceea, polițiștii care au mers azi să doneze fac un apel către toți buzoienii apți să li se alăture în această cauză nobilă. Astăzi suntem aici undeva în jur de 60 de polițiști pe care i-am planificat pentru donarea de sânge eșalonat, tocmai pentru a evita aglomerarea și riscurile asociate acestei pandemii. Și săptămâna viitoare vom continua activități similare, încercând să susținem în toată perioada asta de încercare, după cum v-am spus, pe cei care sunt în nevoie. La nivelul centrului de transfuzie s-au luat măsuri suplimentare pentru siguranța donatorilor și a personalului medical, în contextul prevenirii răspândirii COVID-19.